Și am revenit, doamnelor și domnilor, observator 12 și ca o veritabilă profesoară sau dirigintă, nu-i așa, de clasa 1, am auzit-o pe Olivia spune, și gata, pentru că noi vorbeam între noi, nu-i așa? Intrăm în emisie. Bine ați venit. Ce să mai... Bine v-am găsit. Ce faceți? Bine v-am găsit. Bine. Foarte bine. Vă place în platoul nostru? Bine, asta întrebăm tot timpul. Mie îmi place treaba asta, că e foarte SF, așa, zici că te-ai trezit în Star Trek și zici, engage. Beam me up, scoare. Ce avem acolo? E foarte important. Ne plac lucrurile noi pe lucrurile pe noi. Deci, eu am ne plac cadourile, Valentin. Știi dacă sunt cadouri, poate le iau cu ei. Imaginez și eu. Hai să începem începutul. V-am adus câte un cuțit. Mulțumim. Mulțumim. Sper mult să de tot. Îl și folosiți. Dar trebuie să spunem că noi mai avem un cuțit de la voi. Am fost da, dar asta e mai important. Asta e mai important. E mai important pentru că e din sezonul ăsta. Da, e mai bine? E din sezonul ăsta. De fapt, începe sezonul nou. Exact. Sezonul da. Nou. Când eu am, trei lansări în toamna asta. Așa. Trei lansări foarte importante. Una. A început firma școala astăzi. Sunt foarte cea mai importantă. Cea mai importantă. Cea mai importantă. Da. Două. Cea mai importantă, iarăși. Începem sezonul 7 astăzi. Și asta e cuțit din ediția 7. Da? E pentru mult că mai e important. Cuțit... Și n-am făcut nimic pentru el, dar trebuie să gătim iar. Exact. Fiecare cuțit, fiecare ediție are cuțitul ei. Și a doua, a treia importantă lansare pentru mine este cartea mea, Valentin și Olivia. Mulțumim, mulțumim frumos! Le luăm pe rând. Le luăm pe rând. Hai să vorbim despre emisiunea care începe în această seară la ora 20, sezonul 7, plin de noutăți, premiere, foarte mulți concurenți. Spuneți-ne voi mai multe. Mamă, prea mulți. Da, sezonul 7, un sezon special, plin de surprize. Abia aștept să aflu ce și cum. Cu multe amulete puse în joc. Prea multe amulete puse în joc. Vă mai certați? Da. Da, nu se poate fără ce începem cu asta. Sunteți curioși de ce nu l-am invitat și pe Scărlătescu aici? Pentru că ar fi ieșit... Păi, asta poate s-au nu mai aveam loc de el, îți dai seama unde încăpeam. De fapt, asta era problema, că nu încăpeam în cadru. Cătălin e la coadă la OSIM, cu siguranță. Am mai găsit ceva să înscrie pe acolo. Să inventeze, da. Parcă a inventat și sezonul ăsta chestia. Multe. Da, a inventat. Nu, el tot inventează. El e, da, e pasionat de invenții. Vreau să știu dacă, bine, din câte ne puteți spune. Din câte vă putem spune, noi nu putem să vă spunem prea multe, pentru că sezonul ăsta este un sezon grandios, să spunem. Adică grandios în toate punctele de vedere. Foarte mulți concurenți, foarte multe probe, foarte multe amulete, foarte multe surprize, foarte mulți oameni interesanți. Chiar și câțiva care n-am avut așa o chimie bună. Dar surprize, vedete multe care au trecut pe acolo. Foarte multe certuri. Prea multe. Prea multe. Prea multe. E că eu am început, sincer, eu trebuie să încep terapie. Bune, psihoterapie. Da, păi să fiu gata pentru sezonul 8. Dar cum ai fost, iartă, ai fost ok până acum? A fost ok, dar mi-am asumat condiția, știi? Asta e problema. De acum începe să... Nu, vreau să știu, cuțitul de aur rămâne... Cuțitul de aur. Regulă. Da, regulă. Este regulă. E regulă cuțitul de aur, îl avem în continuare, avem trei cuțite de aur, fiecare cu echipa lui, cu cuțitul lui de aur. Oricum durează până ajungem la bootcamp, trebuie să ne bucurăm de audiții. Da. După aceea se fac echipele și marea finală. Vreau să știu dacă a fost cineva care să vă șocheze complet. Nu mă interesează detalii, ce a gătit și persoana în sine, dar să vă șocheze când ați descoperit despre cineva. Mai știi când ne-am urcat pe banc? Când s-a deschis bancul și ne-am șocat? Nu. Mai știi? Hai mă, nu mai știi? E poza aia cu noi doi care stăm așa în bloc și dar sărim. Ăla e un moment șocant. Da, am avut un șoc. Deci cineva v-a determinat să săriți am vrut pe să el sărim, sau ea? Da, am vrut să sărim pe el sau ea, pentru că am primit o chestie în farfurie pe care n-am înțeles-o și cred că o să intre blurată pe post. Și în momentul în care s-au deschis ușile, șoc. Wow, la asta nu ne așteptam absolut deloc. Adică asta e poza. Da, suntem... Eram pe poziție de a sări bancul pentru că ne-am simțit ușor jigniți, dar când s-a deschis ușa ne-am umuiat toți și am zis, ok, nu e bine. Ați dat înapoi. Da, foarte mult înapoi. Nu era bine pentru noi să am facem... Am avut și foarte mulți invitați speciali. Surprize, nu putem să le spunem. Hai dar, să vorbim despre cărți, pentru că, Florin, tu ai lansat această carte. Românește punct și de la capăt. O perioadă destul de încărcată pentru voi. Am găsit singura rețetă pe care cred că aș fi vreodată capabil. Nu, vezi că e alta și mai ușoară decât aia. Nu, e una mai ușoară decât aia, e grea. E ceva mai ușor decât da, bruzul? Da, întinsură în salata de roșii. Știi momentul ăla când întinzi în salata de roșii? Da, cum să nu. Aia e, o ai și pe aia.
Da. Da. Bun. Povestește-ne un pic despre această carte. E un proiect la care am lucrat ceva timp să adun rețete și e un proiect la care am fost ajutat de soția mea și de partenerii cu care am scos cartea. A fost așa o ambiție, pentru că nu prea aveam mâncarea românească să arate bine de 2019, nu era nicio carte în piață. Și am zis să pun numărul un pic la dezvoltarea gastronomiei românești, lucru care deja se face de ceva timp, mai ales că eu mult timp n-am fost un împătimit al mâncării românești. Toată lumea știe treaba asta. Și după ce am trecut prin multe sate și prin multe zone ale țării și am mâncat mâncare românească, m-am supărat pe mine. Și ți-ai schimbat un pic. Și mi-am schimbat, da, pentru că eu eram supărat pe mine că nu știam nimic despre mâncare românească și sunt totuși român. Și am început să aprofundez subiectul. Vreau să știu cine ți-a făcut poza pentru copertă. Deci am poza, coperta 1 e Ștefan Dani. Da. Coperta 4 este Alex Roșianu. Yeah. Iar deci, pozele din carte... 1. Pozele de mâncare sunt făcute cu Point Studio, cei mai buni fotografi de mâncare din oraș. Cu Adi Pop a fost stilist. Îi cunoști cam... Da, cu alte cuvinte, da. Trebuie să ne apucăm. Iar de... Alex Roșianu e cel care a făcut pozele de... Și foarte important de știut, coordonator, editor în tot ceea ce înseamnă această carte, cum s-a aranjat în pagină, ce pagina a urmat după ce pagină, bla, 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 unde a mers ce poză, corectură și așa mai departe, soția mea, Cristina. Cristina, care este da. Aici, pentru că de aceea a arătat înspre cameră. Ea nu e acasă, Cristina. Cristina, da. Bine ai venit. Ea Sorin, ai și tu o lansare. Mai avem un minut. Vreau să vorbim despre tine și de carte. Nu este chiar o lansare. Nu este practic o carte. Sunt în jur de 40 de rețete. Sunt cu circuit închis. Am colaborat cu o companie farmaceutică pentru cei suferinți de gută. Este destul de nasol să ai gută, dar mă bucur că uite, prin meseria mea și prin prisma faptului că fac bucătărie și sunt bucătar, pot să-i ajut. Practic, tu propui câteva rețete pentru ei, nu? Care să conțină anumite ingrediente pe care le pot... Trebuie să ținem un regim și nu-l țin doar o săptămână, două, trei, o lună. Practic, nu, toată viața. A trebuit să stau foarte mult de vorbă cu medici de specialitate, să înțeleg ce sunt alea purine. A trebuit să calculez foarte mult. Purinele se regăsesc în acidul uric, iar acidul uric se regăsește în proteine și așa mai departe. Și nu numai carne are acid sau proteine, sunt și legume care conțin proteine. Și acolo a fost foarte mult de calculat, foarte mult de a trebuit să înțeleg ce înseamnă această boală. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Vă urmărim în această seară cu siguranță, sigur, Florin. Care e camera? Unde vrei tu? Aia. Ok. Nu uitați, la diseară... La patru. Ai văzut unde vrei. Nu uitați, diseară, Șef la cuțite. Sezonul 7. Exact. Ia așteptăm. Mulțumim frumos. Mulțumim. Să ținem pumnii.